înjunghiat și lăsat să zacă în plină stradă. Vă atenționăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Un bărbat de 48 de ani se află în stare gravă la spital după un conflict sângeros. Cazul terifiant s-a produs în seara de 19 octombrie pe o stradă din orașul Comrat. Forțele de ordine au stabilit preliminar că victima, un bărbat în vârstă de 48 de ani S-ar fi certat cu o altă persoană, iar la un moment dat, suspectul ar fi scos un cuțit și ar fi aplicat oponentului său mai multe lovituri. În loc să cheme ajutoare, bănuitul a fugit de la locul faptei, lăsând victima să zacă într-o baltă de sânge. Alți trecători au chemat ambulanța și poliția la fața locului, iar bărbatul rănit a fost dus de urgență la spital. În momentul internării, acesta se afla în stare conștientă, iar în prezent continuă să fie supravegheat de medici. La scurt timp, după cele întâmplate, forțele de ordine au reușit să dea și de urmele suspectului. El s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 52 de ani. După audiere, acesta a fost reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o anchetă penală pentru huliganism agravat, săvârșit cu aplicarea armei sau altor obiecte pentru vătămarea integrității corporale sau a sănătății. Dacă vina suspectului va fi demonstrată, el riscă până la șapte ani privare de libertate.